Codul penal al Republicii Moldova ar putea prevedea o pedeapsă pentru omorul femeilor, femicid. Deputații dau asigurări că modificări în acest sens vor fi operate în cel mai scurt timp. Subiectul a fost discutat marți în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Interne. La întrunire s-a discutat despre aplicarea Programului Național de Implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea. Șeful Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernăuțeanu susține că peste 400 de femei din întreaga țară au fost victime ale violenței domestice în ultimele 4 luni. Potrivit șefului IGP, legislația Republicii Moldova are lacune privind apărarea drepturilor femeilor, iar statul trebuie să intervină de urgență. Dacă ne limităm pe un palier mai îngust legat de violență în familie, doar pe parcursul a 4 luni de zile a anului 2024, noi deja violență în familie avem în jur de 490-500 de violențe în familie. În mare parte, subiecți ai violenței în familie, în jur de 440-450, sunt femei. Deci, practic, 90% constituie victime ale violenței femeile. IGP a prezentat Ministerului Afacerilor Interne mai multe propuneri pentru îmbunătățirea legislației în acest sens. În primul rând, de accesarea imediată a datelor operatorilor de telefonie mobilă, acolo unde vorbim de obținerea imediată a informațiilor de descifrare telefonică, nu în toate cazurile vorbim atunci când avem persoane dispărute, ceea ce este și în mod special cel mai sporit risc când vorbim de copii și fete, ceea ce am vorbit și în cadrul audierilor despre sistemul video de monitorizare, acolo unde, cu regret, noi nu avem o politică unică de înregistrare, evidență, păstrare acestor filmări care le avem în spațiu public. Unul din mecanisme este de a avea acces la expertize mult mai degrabă sau expertizele să fie făcute într-un termen mult mai scurt ca să ne ofere anume pe urme fierbinți, să facem toate investigațiile și să avem acele probe concludente cu care putem merge în instanță. Ministerul nu lucrează independent, lucrăm interinstituțional. Deputații susțin că în cel mai scurt timp legislația va fi îmbunătățită. În mod special, ultimul caz care a avut loc cu femeia victimă Ana Maria ne-a demonstrat că necesităm ca stat o abordare proactivă și trebuie să schimbăm probabil un pic unghiul din care să privim lucrurile, iar această noțiune de femicid va reglementa foarte clar cadrul legal și respectiv va oferi pârghii concrete instituțiilor de drept și nu doar. Este o practică internațională deja implementată în mai multe țări, inclusiv europene, și nu este o inovație pentru Republica Moldova, dar cu siguranță vom insista și suntem determinați să votăm în Parlament în curând această nouă prevedere. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, prezentă la eveniment, a ținut să precizeze că țara noastră are toată susținerea pentru a proteja drepturile femeilor. I do hope that this day today will bring us all closer together by sharing best practices, lessons learned and initiating new ideas and cooperation. Pentru o pace inclusivă și durabilă, vă mulțumesc! Cazul Anei Maria a zguduit o țară întreagă și a făcut ca lucrurile să se miște din loc. Pe 14 aprilie, Poliția Republicii Moldova a solicitat ajutorul oamenilor în căutarea tinerei de 19 ani, care a dispărut pe 12 aprilie pe o stradă din Orhei, după ce a urcat într-o mașină de ocazie. Ana Maria era gravidă în luna 6-a. Peste o săptămână, pe 20 aprilie, oamenii legii au găsit cadavrul tinerei într-o fâșie forestieră din raionul Telenești. Principalul suspect în comiterea omorului este un fost polițist care era la volanul automobilului în care a urcat Ana Maria. El a fost reținut pe 17 aprilie și este cercetat penal în arest. Bărbatul este acuzat de răpire și omor intenționat al unei femei gravide. La sfârșitul lunii aprilie, în Parlament au avut loc audieri publice în cadrul cărora autoritățile și reprezentanții societății civile au discutat despre necesitatea luptei împotriva violenței în bază de gen.